practic este un traumatism pe care noi îl creăm el în momentul în care ne expunem la soare sau la solar. De aceea v-aș recomanda să nu vă duceți niciodată la lumină artificială de tip solar, iar dacă mergeți într-adevăr la mare, să folosiți factori de protecție solară. Soarele are foarte multe efecte benefice pentru că sintetizează vitamina D prin pielea noastră, dar are și foarte multe efecte neplăcute, nefavorabile. Radiațiile ultraviolete de tip A și B, care sunt emise de soare, pot dăuna epidermului nostru și pot induce cancerul de piele pe lângă acel bronz pe care ni-l dorim. Totuși trebuie să avem în vedere și fotopigmentarea, fotoîmbătrânirea pielii, distrugerea colagenului și elastinei și practic apariția mult mai devreme a ridurilor. Crema de protecție solară este foarte importantă mai ales la nivelul feței, pentru că noi avem diverse tipuri de ten, un ten gras, un ten uscat sau un ten mixt. Și atunci este bine să verificăm ingredientele de pe crema de protecție solară și să o alegem în funcție de tenul nostru. O cremă pentru un ten gras sigur trebuie să conțină și agenți matifianți. Persoanele care au un ten mai uscat pot opta către creme mai groase, mai grase, mai emoliente, ca să ofere și partea de hidratare pe lângă protecția înaltă. Pentru față, de exemplu, avem nevoie de aproximativ 1 ml, 1,25 ml pentru a acoperi toată suprafața feței. Dacă vă expuneți la soare și, bineînțeles, în afara intervalului 11-16, va trebui totuși să o reaplicați la 2 ore. Indiferent de orele la care vom fi expuși la soare, pielea începe să se ardă, mai ales dacă avem un fototip cutanat deschis, dacă suntem blonzi, cu ochii albaștri, cu păr deschis și piele deschisă la culoare. De aceea recomand să vă expuneți doar dimineața și seara la soare și niciodată în razele directe ale soarelui, ci cu factori de protecție solară, pălărie, ochelari. Inclusiv există acum haine care au factori de protecție solară, tricouri, și atunci ne putem proteja zonele sensibile, precum gâtul, decolteul sau spate. Există multe diferențe între cremele de protecție solară pentru copii sau pentru adulți. În general, pentru adulți, factorii de protecție sunt atât chimici, adică cei care absorb radiațiile ultraviolete, cât și fizici, minerali care reflectă complet radiațiile ultraviolete. Pentru copii preferăm factorii mecanici, factorii minerali de protecție solară, pentru că reflectă complet și atunci ei nu au niciun fel de risc de reacții adverse la aceste produse. Ținem cont de faptul că copilașii noștri nu stau cu minți, ei intră de multe ori în apă, stau pe nisip și atunci crema respectivă trebuie să se aplice foarte bine pe piele și să reziste, să fie și waterproof și minerală de preferat. Se spune că este mult mai bine să previi decât să tratezi, așa că eu aș recomanda tuturor ca înainte de sezonul estival să facă un control al alunițelor la medicul dermatolog și, bineînțeles, să țină cont de măsurile acestea de precauție la soare. În condițiile în care una din alunițe devine pruriginoasă, adică dă mâncărimi sau are modificări în culoare, în dimensiune, crește foarte mult în ultima perioadă, trebuie să fie un semn de alarmă pentru toată lumea și să meargă la medicul dermatolog.